Toți pasionații de motoare și-au dat întâlnire și anul acesta la cea de-a 6-a ediție Motor Fest, ce se va desfășura sâmbătă 2 iulie, începând cu ora 12 în parcarea Shopping City. Organizatorii au precizat că evenimentul va aduce și în acest an o mulțime de concursuri, demonstrații și momente speciale. Spectatorii vor asista la un show complex, de la mersul pe o singură roată, jocuri distractive până la demonstrații de echilibristică. În plus, cei mai curajoși dintre ei vor putea chiar să experimenteze o plimbare cu motorul în parcarea Shopping City. Evenimentul Motor Fest, organizat de Shopping City Suceava, alături de clubul Norte Gang Riders MC, se află la cea de-a 6-a ediție și se va derula în perioada 1-3 iulie la capul câmpului. Împătimiții motoarelor pe două roți vor putea admira sâmbătă 2 iulie, în parcarea Shopping City, sute de modele de motociclete, exemplare de colecție de zeci de mii de euro, dar și acrobații motospectaculoase. Ca în fiecare an, tradiționala parada motocicliștilor va porni de la capul câmpului și se va opri în parcarea Shopping City Suceava, unde participanții vor avea parte de un eveniment și de un spectacol incendiar care promite câteva ore de distracție și adrenalină alături de cei mai experimentați motocicliști din toată țara. Muzică, mâncare bună, distracție, lucruri pe care poate nu le întâlnim în fiecare zi sau nu le întâlnim oriunde. Vor fi niște concursuri distractive, se vor implica și cei din public. Deci sunt undeva peste 300 de motociclete care suntem pregătiți pentru mai mulți decât atât, dar fiindcă suntem în nordul Bucovinei, noi ne-am dus pe un anumit segment, pe cei motocicliști care înțeleg spiritul de motociclist. Da, la capul câmpului avem baza, ca să zic așa, tabăra, acolo va fi scena unde vineri seara va cânta Compactul și Aproape Amplag, sâmbătă va cânta Spitalul de Urgență cu Dan Helciuc și Sugar Nation. Astăzi și mâine se fac trasee prin Bucovina cei care vin de departe, de prin București, de prin Oradea, de prin Satu Mare și vor să vadă Bucovina, avem trasee organizate cu motocicliștii noștri drept ghizi, unde îi ducem la obiectivele turistice și Bucovina este frumoasă toată.